Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o scurtă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară, etalare pentru jumătatea lui iulie, cât a mai rămas. Dacă vreți să o luați de pe 15 pe 30, dacă vreți să o luați de astăzi până încă, eu știu, câteva zile, este alegerea voastră. Sper să vin cu mesaje, chiar dacă sunt scurte, mesaje de bună augură. În timp ce am amestecat cărțile, a sărit. Ce a sărit? Temperanța și doi de spade. Cred că blocați pe cineva sau cineva v-a blocat. Nu contează asta atât de mult. Important este că acest blocaj vă invită să aveți temperanță, răbdare, și răbdarea asta este cu un scop divin, ca să vă lucrați pe voi, să vă echilibrați emoțiile, pasiunea, mintea, nevoile fizice, să vă echilibrați, să creșteți spiritual, să vă vindecați, să vă vindecați, în primul rând, pentru că în momentul în care ne vindecăm de anumite chestiuni, manifestăm, cel puțin în faza a doua sau în următoarea relație, lucruri mai puțin negative, pentru că le-am vindecat, da? Ne-am dat timp, v-ați dat timp să vă vindecați. Într-o situație. Probabil că unii sunteți într-o separare. Separarea asta este cu un scop divin. Pe urmă a venit 8 de băte. Foarte posibil aveți deja două cărți care sugerează un semn de foc specific săgetător. Poate vă veți dori la un moment dat, în iulie, să comunicați, dar avem 8. 8 înseamnă august. Poate spre august lucrurile încep să avanseze într-o direcție pozitivă, că totuși cartea 8 de băte sugerează o energie care se mișcă într-un sens bun, până acum așa văd. Posibil să aveți comunicare cu cineva, să călătoriți către cineva, către ceva, rămâne de văzut. Eventual, după această pauză, lucrurile să se schimbe, pentru că 8 înseamnă schimbare, transformare, să se schimbe în felul în care comunicați și felul în care manifestați această vindecare, creștere spirituală. La capătul setului de cărți s-a oprit la Marea Preoteasă și Diavolul. În secret. În secret. Posibil unii dintre voi în secret aveți o mare, mare pasiune, chiar obsesie pentru cineva care vă emoționează. Să zicem Regele de Cupe. Nu mult să ai semn de apă, pentru că văd și Marea Preoteasă și Regele de Cupe. Posibil pentru unii să fie semn de apă, pentru alții să nu fie. Poate să fie Capricorn. Oricum există un soi de obsesie. E intoxicantă starea aceasta. Regele de Cupe pentru mine, în cazul în care nu e o persoană, reprezintă o dragoste destul de intensă pe care unii nu o arătați, că asta face Regele de Cupe, nu are. Nu arată. Are dragoste, are emoții, dar nu arată. Și cam așa se întâmplă și cu semnele de pământ și cu semnele de aer. Vreți să comunicați Cavalerul de Băte despre această atracție pentru a voastră, Regina de Monede, pentru o persoană care o simțiți, tentația verii. Tentația verii cu Diavolul și Regina de Băte, tentația verii. Repet, posibil pentru unii să persoana respectivă să aibă marcaj în semn de foc. Marcaj, nu zic, nu, să ai zodie de foc, da? Am văzut și zodie de apă, să zicem. Dar, repet, nu vă fixați pe zodii, pentru că cineva se poate comporta altfel decât zodia din care face parte. Asta pentru că are un anumit marcaj în anumite zodii, da? Vă atrage foarte mult această persoană și separarea, distanța care este între voi, este cu un scop divin, da? Ca să vă vindecați de această obsesie. Obsesie vă intoxică emoțiile astea. Nu sunteți obișnuiți, pentru că sunteți semne de pământ. Este ca și când, ce frumoasă ideea a venit, mulțumesc. Este ca și când după o perioadă de secetă vine o perioadă de ploi abundente și nu mai face față pământul, se inundă, da? Așa sunteți voi, unii dintre voi, în această relație. Posibil să fie și semn de foc, repet, și semn de apă, dar asta nu... Da. Vă și nouă de cupe. Ce mai văd aici? Zic că sunteți voi semnele de pământ. Regina de Monede,
Este o persoană care are o valoare specială, posibil și spirituală. Simțiți că e o legătură spirituală profundă între voi doi. Asta ca să nu mai citesc cărțile chiar atât de clasic. În fine, să le mai dau și altfel de înțelesuri. Haideți să vedem, fecioară. Am zis trei cărți fast. Înainte, haideți să vedem leitmotivul. Leitmotivul acestei veri. Iar apare șaptele de bâte. Trebuie să fiți o leacă mai defensivi, să vă dați timp să vă analizați victorile și să vă păziți, eu știu, realizările, sunt prea multe. Două. Ok, două, nu sunt multe, două. Vindecare, am vorbit de vindecare, mulțumesc când se confirmă. Vindecare, cei care știți engleză știți ce înseamnă healing. Aveți nevoie de timp și interesant că este numărul 9, e 11, am avut impresia că e 9, dar și mă gândeam că sunteți în septembrie, numărul 11. Dar nu contează, important este că trebuie să vă vindecați. Vindecarea asta nu zic musă de o boală anume, poate să fie și de o boală, da? Dar, cum am zis mai devreme, temperanța asta înseamnă vindecare emoțională de niște traume, de niște obișnuințe, de niște hobby-uri negative, că am văzut și diavolul, da? Apare, ca și leitmotiv, femeia singură, să zicem, și sinele. Foarte potrivit pentru fecioare, unele fecioare, că nu toate fecioarele sunt singuratice, nu toate, unele sunt foarte jucăușe, da? Dar unele fecioare sunt recunoscute pentru această tendință de a se însingura, de a medita asupra lor, da? De a medita, de a se auto, poate prea mult vă analizați, dar se pare că pentru unii este într-o direcție pozitivă această autoanaliză, pentru că vă descoperiți o cale specială și în timpul meditației creșteți. Aveți o comunicare cu acest sine, apropo de temperanța despre care am vorbit. Primiți eventual mesaje divine și aceste mesaje vă ajută în calea pe care o alegeți. O cale care, da, poate să implice mai puțin aglomerație, mai puțin oameni în jur sau uneori chiar implică un soi de singurătate, de însingurare, dar este cu un scop. Este cu un scop ca să vom vedea, dar zic eu că este cu un scop ca să manifestați o direcție pe care n-ați mers până acum. Ia uite, percepție. Percepție, meditație, asta după vindecare, în spatele vindecării. Percepție, trebuie să analizezi niște stări de confuzie pe care le-ați avut, referitor la niște persoane sau poate chiar și la viața voastră. Da? Posibil un semn de aer. Iar văd regina. Oh, și regina. Wow! Poate unii chiar cu care ați fost căsătoriți sau cineva cu marcaj pe aer, regele și regina de aer, dar amândouă vin în spatele măștilor. Posibil ați avut și urmat de nouă de aer, adică de dezamăgiri, de dureri. Posibil. Aici trebuie să vindecați voi și până nu vindecați această dezamăgire cu un semn de aer sau cu și vindecarea durează mult. Cu cineva care s-a furtat, rece, distant, v-a vorbit într-un mod nerespectuos, sau politicos, agresiv, v-a jignit pe unii dintre voi, această persoană, v-a demoralizat. Aici voi trebuie să vindecați. Da? Să vă eliberați de aceste percepții și confuzii emoționale. Posibil ați visat, uneori mai visați sau cândva ați visat la o împăcare. Trebuie să vă eliberați ca să manifestați o nouă cale. Și calea asta implică o perioadă singurătate, însingurare. Dar, repet, vă aduce mai aproape de sinele vostru superior, vă crește. Pentru că această femeie este similar cu Marea Preoteasă în această carte.
Știu, are alt număr, dar e similar cu Marea Preoteasă, o persoană care își asumă această singurătate. Pentru că știe că are foarte multe de studiat, are foarte multe de făcut. Iar am vorbit mult și am zis că fac italiere mai scurte. Ia uite, eremitul, iar 7 de bâte și soarele. Treceți printr-o lecție spirituală. Treceți printr-o lecție spirituală. Și vă apărați această trezire. Această trezire la un nou sens al dragostei și stimei față de voi. Eu așa simt. Fecioară. Fecioară, soare, lună, venus, ascendent, lună, fecioară. Jumătatea lui Iulie. Hop, asta. Ha. În trecut, poate chiar și acum, vă afectează această perioadă, da? În care a stat la pat, nu neapărat asta la pat, v-ați îngrijorat, v-ați făcut prea multe gânduri sau din cauza unui semn de aer sau persoana respectivă și a făcut, ia uite, 9, cum am zis mai devreme, dați în urmă, 9 de spade sau 9 de aer și 7 de cupe, confuzii referitor la un semn de aer și v-a afectat foarte, foarte mult pentru că voi vreți să înțelegeți lucrurile logic. Da? Și uneori nu puteți să înțelegeți acțiunile unor oameni, pentru că pur și simplu nici ei nu se înțeleg, dragii mei fecioară. Nici ei nu se înțeleg. Și atunci nu aveți ce să înțelegeți. Vă bateți capul cu un subiect neimportant. Important este să vă dați timp, să fiți un pic mai singurei și să creșteți. Și să ascultați divinitatea. Acolo trebuie să vă faceți voi să meditați și să vă faceți voi nod. Ce vreau să zic? Griji, dacă ați înțeles mesajele divine, nu dacă ați înțeles comportamentul, ia uite, cineva v-a consumat energetic, la o relație de lungă durată, dar îi puneți capăt, iar apare moartea și steaua. Pentru unii semn de foc, pentru alții vărsător, da, temperanța iar apare, vă detașați. Dar, repet, și de ce apar aceste cărți în mai multe, ia uite, dezamăgiri, de ce apar? Pentru că încă nu ați vindecat, pentru că aceste lucruri nu se pot vindeca uneori nici într-un an de zile. Ăsta e adevărul. Cine vă spune că în câteva luni, în câteva săptămâni, uneori vă zic sincer și din proprie experiență, nici într-un an de zile nu ne putem vindeca de niște dezamăgiri pe care unii, în fine, viața, a trebuit să trecem prin aceste dezamăgiri ca să creștem spiritual. Iar apare 3 de spade. 3 de spade, dezamăgiri. Și până nu vindecați, nu puteți manifesta relații noi. Așa că dați-vă timp să aveți o relație cu voi înșivă, cu sinele vostru superior, cu îngerii protectori, cu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Sunt multe interpretări, da? Cu cele două forțe ale voastre, yin și yang, masculin, feminin, să vă echilibrați, dați-vă timp, da? Și dacă uneori e să mergeți singur prin întuneric, mergeți că aveți curaj pentru că știți că aveți protecție divină, da? Dar pentru asta trebuie să treceți prin asemenea dezamăgiri. Ca altfel, dacă nu treceați prin așa ceva, nu alegeați calea autocunoașterii. Ia uite, Marea Preoteasă, regina de monede, sunteți voi, da? Începeți să creșteți, vă conectați la intuiția voastră. Asta e, trebuie. Picioare. Opa, iar apare temperanța. Ce drăguț, temperanța. Detașare mentală, de ce? Da, lăsați în urmă acele ape tulburi și mergeți către voi, regina de monede. Dacă o fi al semn de pământ, posibil. Dar eu zic că aici sunteți voi, regina de monede, începe să vă vedeți valoarea, aceea care este și nu este o valoare materială, nu mașinile, nu averea, nu apartamentele, nu hăinuțele vă dau valoarea, ci valoarea vă o dați voi în momentul în care, sau vă regăsiți în momentul în care vă conectați aici, în singurătate, valoarea pe care o aveți este cea pe care o veți manifesta în drumul acesta pe care îl alegeți. Temperanță. E frumos. Vă vindecați.
Dacă ați fost bolnavi unii dintre voi și ați avut niște problemuțe de sănătate, că e totuși cineva la pat, e clar, poate unii ați avut ceva probleme de inimă, depinde de ce vârstă aveți, dar cu temperanță, cu echilibru, ce frumos arată, da? Și aici se echilibrează niște forțe, am zis, aveți nevoie de această vindecare, vindecare. Și am mai apărut o carte. O, justiția, super bine. Deci se face justiție de vină. Sau, dacă nu vorbim musei de justiție în tribunal pentru unii, ar trebui să clarific, dar asta e o tălare foarte scurtă. Nu intru în foarte multe detalii. Dacă nu e vorba musei de justiție în tribunal, este vorba tot de o balanță, da? Și temperanța și justiția vorbesc despre echilibru. Posibil echilibru în felul în care comunicați, da? Încercați să exprimați adevărul ca să atrageți relații corecte, cinstite, cei care nu au mai avut obiceiul să mai înflorească, să, nu vorbesc de toată lumea, dar unii, depinde de mercurul vostru, da? Unde aveți acest mercur, cum se manifestă casa a treia comunicării, depinde de la fecioară la fecioară. Unii sunt ok de la început, da? Știu, cunosc persoane frumoase, dar sunt și oameni care nu spun de la început adevărul și trebuie să treacă prin multe dezamăgiri ca să manifeste această dreptate în viața lor. Aici trebuie să fiți voi sinceri. Nu că eu spun ce am în gușă și în căpușă, hai să fim serioși, că nu tot. Eu cunosc oameni care nu spun. Fecioare, da. Nu spun chiar tot. Dar depinde de cât timp și-au dat ca să crească. Da? Cât au înțeles că în momentul în care exprimăm adevărul, primim mai devreme sau mai târziu, se face justiție divină și primim relații corecte. Da, mergeți voi. Ia uite, regina a zis, regina de monede. Oh, ce frumos! Da, dar vă vindecați. Vă vindecați, să zicem, 4 de spade. E un moment în care vă dați timp să meditați, nu știu câte ore se confirmă, o relație cu un suflet, pereche, care evident v-a rănit. Aici sunteți voi, cavalerul de monede și 4 de monede. V-a rănit. Asta e. Așa arată cărțile. Nu mai contează zodiile, vi le alegeți. V-am spus în mesaje scurte. Haideți să vedem în seria aceasta ce aveți. Fecioare. Unde? Aveți. Oh, numărul 15. Aha! Pe 15, când e? Pe 15 septembrie sau 15 august e Sfânta Maria, nu? Fiți atenți că e mesajul chiar pentru voi. Așteptați-mă un pic. Mesajul spune: mama se roagă. Sau rugăciunea mamei, cu alte cuvinte. Poate că o mamă trebuie să se roage pentru un copil, posibil în anumite cazuri. Nu contează vârsta copilului, da? Dacă aveți un copil la pat, poate că unii chiar trebuie să vă dați timp să-i vindecați și să vă rugați pentru justiție, pentru echilibru, pentru, da? Ajutor divin, justiție divină, da? Dar cred că pentru cei mai mulți mesajul vine să vă rugați la Fecioara Maria sau la Mama Divină. Cum vreți voi să considerați Mama Divină? Unii consideră că Mama Divină este Duhul Sfânt, da? Este varianta feminină din cele trei aspecte dumnezeiești, da? Alții ar putea să interpreteze, așa cum am simțit și eu inițial, că această mamă ar fi Fecioara Maria. Și parcă văd o figură și încă o altă figură, da? Rugați-vă la Fecioara Maria, mai ales că e pe 15 august, dacă nu greșesc, da? Pe 15 august, interesant mesajul, și ați avut și 8 de bâte, poate și pe 8 septembrie. Și rugați-vă. Ca aici arată un moment în care persoana respectivă se conectează intens, da?
Și chiar dacă nu vă rugați pentru un copil, rugați-vă pentru voi. Eventual, și bărbații, vă puteți ruga la Fecioara Maria ca să vă puteți echilibra latura feminină. Că asta e, așa au fost educați bărbații, să manifeste mai mult latura masculină, dar toți aveți masculin și feminin și trebuie echilibrate forțele. Da? Oh, ce frumos! La capătul setului de cărți, ce scrie? Heart of God. Accesați-vă în inimă sau conectați-vă în inimă la Dumnezeu. Încercați să vă conectați la Dumnezeu din inimă sau la în zona aceea cea mai intensă, inima lui Dumnezeu. Amândouă. Amândouă cărțile arată nevoia, de fapt nu doar și asta, da? Nevoia sau urgența de a vă ruga, de a vă echilibra, pentru că, într-adevăr, unii treceți prin niște situații foarte complicate emoțional, foarte grele, foarte, poate, da, relaxați-vă, odihniți-vă, este esențial. Poate unii chiar ați fost bolnavi, eu repet, ați muncit prea mult, ați suferit din cauza unei dezamăgiri, variază. Feciorele. Oh, a zis că să mă iute. Ok, asta. Aveți răbdare? Doamne, dar de câte ori am spus. Și vă supărați, poate. Asta e, trebuie să aveți răbdare. Și repet, un proces de vindecare și vă spun din proprie experiență și nu doar din experiența mea de om, dar din experiența mea de vindecător, da? Pentru că am lucrat în spital 9 ani de zile, doar în experiența asta. Mai sunt și altele, da? Și știm foarte bine că anumite boli se tratează în timp. Și dacă vorbim la fel și despre bolile sufletești, trebuie timp. Trebuie timp. Răbdare, credință, rugăciune, intens, dar știți ce înseamnă? Să stați în genunchi, nu? Doamne ajută-mă și să-i cereți din tot sufletul, nu? Doamne ajută-mă că știi tu ce am nevoie. Nu, trebuie să, nu că nu știe Dumnezeu. Trebuie voi să conștientizați ce aveți nevoie și să cereți cu lacrimi în ochi. Asta înseamnă rugăciune. În fiecare zi, de câteva ori pe zi, dacă este o situație, cineva la pat sau în fine, da? Dacă vreți să vă vindecați, asta înseamnă rugăciune. Intensitate. În cerere. Nu, Doamne ajută-mă, că știi tu ce am nevoie. Nu. Cam această etalare, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, numai bine!